profesor, un rezultat de egalitate la primul meci al noastră pe Banca Viitorului, care ar fi concluzie? Da, în primul rând, nu că sunt mulțumit, că nu pot să fiu mulțumit când scoți doar un punct, mai ales că am început foarte bine meciul, am și înscris, am avut și alte ocazii pentru a înscrie golul 2. S-a întâmplat incidentul din minutul 37 cu Cojocaru, care a luat roșu și după aia cei de la Chindia au echilibrat jocul și chiar la sfârșitul meciului puteau să câștige. Dar trebuie să menționez că chiar în 10 oameni noi am avut o ocazie mare prin Kevin prima dată, când a scăpat singur cu portarul, după aia Eli avea posibilitatea poartei la goală să înscrie și la nici un minut sau un minut jumate am luat gol, un gol care putea fi evitat. E adevărat că după aia ei ne-au dominat, vreau să felicit jucătorii pentru felul cum s-au apărat. Am avut și noroc la sfârșitul meciului, pentru că au avut acea mare ocazie care într-adevăr am avut noroc. Deci nu mi-explic cum a putut să rateze, dar se mai întâmplă. Așa, chiar am discutat cu jucătorii, a fost greu. Și un teren greu, în 10 contra 11, n-a fost ușor, dar mă bucur pentru ei că au muncit, s-au apărat foarte bine și am reușit să obținem un punct. Puteam să luăm și 3 puncte dacă eram 11 contra 11, clar, la felul cum am început și cum am jucat. Dar ăsta e fotbalul. Dar acum trebuie să ne recuperăm, ne refacem după acest meci, pentru că marți seara jucăm cu Botoșani. Și trebuie să ne gândim foarte serios, pentru că avem nevoie de cele 3 puncte. Mulțumit de primele 45 de minute, pentru că jocul s-a schimbat doar din momentul acelei eliminări. Da, dar într-un fel e o experiență, că se poate întâmpla oricând să rămâi în 10. Puteam să fim, de-aia zic că la golul care chiar am avut superioritate, deci a fost o greșeală în lanț. Poate noi ne-am relaxat după ocazia care am avut-o și ei ne-au surprins. Au fost de 200 de trei ori când ne-au surprins. Trebuie să recunosc că și vreau să-l felicit pe Căbuț, că a intrat foarte bine. Deci a dat și siguranță și a avut câteva intervenții bune. Poate și acest punct pe care noi l-am obținut se datorează și lui. Puțin timp până la următorul meci pentru a mai schimba ceva. Acum trebuie să mă gândesc, pentru că a fost un meci foarte greu, cu o încărcătură fizică mare. Normal că vor fi jucători care se simt și se vor simți obosiți, dar am la dispoziție cei care sunt, și am și posibilitatea ca să-i văd și pe alți jucători jucând. Deci chiar nu fac probleme, plus Ganea care intră, Bobo care intră și el, deci după ușoarele accidentări care le-au avut. Deci am soluții, deci nu fac probleme. Și așa chiar mi-a făcut o idee despre unii jucători și vreau să profit și de cele 2 meciuri pe care le mai am, dar îmi doresc foarte mult ca să acumulăm și puncte. Mulțumesc!